Epistola lui Pavel către Tit, capitolul 1, pagina 1172, începând cu versetul 5. Te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbiteri sau bătrâni în fiecare cetate, după cum ți-am poruncit. Dacă este cineva bărbat al unei singure neveste, fără prihană, având copiii credincioși, care să nu fie învinuiți de destrăbălare sau neascultare, căci episcopul sau priveghetorul, ca econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană, nu încăpățânat, nici mânios, nici de dat la vin, nici bătăuș, nici lacom de câștig mârșav, ci să fie primitor de oaspeți, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat. Să se țină de cuvântul adevărat care este potrivit cu învățătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătura sănătoasă și să înfrunte pe potrivnici. În adevăr, mai ales printre cei tăiați împrejur, sunt mulți nesupuși, flecari și amăgitori, cărora trebuie să li se astupe gura. Ei buimăcesc familii întregi, învățând pe oameni pentru un câștig urât, lucruri pe care nu trebuie să le învețe. Unul dintre ei, chiar proloca lor, a zis: cretanii sunt totdeauna niște mincinoși, niște fiare rele, niște pântece leneșe. Mărturia aceasta este adevărată, de aceea mustră-i aspru ca să fie sănătoși în credință și să nu se țină de basme evreiești și de porunci date de oameni care se întorc de la adevăr. Totul este curat pentru cei curați, dar pentru cei necurați și necredincioși nimic nu este curat. Până și mintea și cugeturile sunt spurcate. Ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc, căci sunt o scârbă, nesupuși și netrebnici pentru orice faptă bună. Amin. Vă invit să ocupați locurile. În această după-amiază aș dori să vă rețin atenția și v-aș ruga să încercați să fiți atenți, pentru că aș dori să abordez un subiect mai sensibil, mai neobișnuit, mai netratat, mai trecut cu vederea, mai în ceață și așa mai departe. Și acest subiect este conducerea biblică a adunării. Conducerea biblică a adunării. De la bun început aș vrea să subliniez faptul că există două extreme în ce privește conducerea adunării. Prima extremă este anarhismul. Anarhismul înseamnă că fiecare face ce vrea. Și, să zic așa, explicația celor care susțin această idee de anarhie este următoarea. Domnule, adunarea foarte spirituală. Adunarea nu are nevoie de nicio conducere, pentru că adunarea este sub conducerea Domnului Iisus Hristos. Așa că noi toți suntem într-un fel conectați la Domnul Iisus Hristos, la Duhul Sfânt și nu avem nevoie de nimeni să ne spună ce să facem, că noi facem cum înțelegem noi din Biblie, nu avem nevoie de nimeni să ne spună ce să facem. Asta e conducerea anarhică, adică fiecare să conduce pe sine. Noi facem cum credem noi. Vă aduceți aminte că este o carte în Biblie unde ni se spune că fiecare făcea ce-i plăcea. Unde? În judecători. Și de fiecare dată când Dumnezeu vrea să corecteze anarhia asta, ce face Dumnezeu? Ridică câte un judecător. Deci ideea lui Dumnezeu n-a fost ca fiecare să facă ce-i place, ci ideea lui Dumnezeu a fost ca să existe cineva peste poporul lui Dumnezeu, care vedem imediat ce funcție are, ca să ducă poporul lui Dumnezeu către cuvântul lui Dumnezeu. Contrazicând ideea asta de anarhie, fiecare face ce-i place, autorul spune în Evrei 13 cu 17: ascultați de mai mari voștri și fițele supuși. Dacă în adunare n-ar exista nicio conducere, apostolul n-ar spune ascultați de mai mari voștri. Ce mai mari voștri, domnule? Că noi nu avem pe nimeni mai mare. Noi toți suntem mai mari. Fiecare suntem mai mare. Aici spune ascultați de mai mari voștri și fițele supuși, că cei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Dar există o altă extremă. O altă extremă. Pe lângă anarhism, există extrema aceasta în care există anumiți conducători în biserică care se cred stăpâni în biserică. Deci extrema este să nu fie niciun conducător, cealaltă extremă este să existe niște conducători care se cred stăpâni, patroni în biserică. Și la această extremă găsim un cuvânt în 1 Petru capitolul 5, unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa: sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt un prezbiter, ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită. Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră,
Nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu. Nu pentru câștig mărșav, ci cu lepădare de sine. Și acesta este cuvântul la care am vrut să avung. Ascultați. Nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțială, ci făcându-vă pildă turmei. Cu alte cuvinte, prezbiterii din adunare sau bătrânii din adunare ar fi ispitiți să creadă că dacă ei sunt cârmuitori în adunare, ar fi ispitiți să creadă că ei sunt stăpânii adunării. Da? Și Petru le spune, nu păstoriți biserica ca și cum ați fi stăpâni, ca și cum ați fi patroni peste firma voastră, că nu e așa ceva. Asta este, zice, păstoriți turma lui Dumnezeu, nu turma ta, că nu-i turma mea. Și ați auzit că oamenii obișnuiesc și printre slujitori să obișnuiască să vorbească, unul zice, în biserica, prietene, biserica nu este a ta. Și dacă ești bătrân în adunare, și dacă ești prezbiter în adunare sau păstor în adunare, biserica nu este a ta. Simpla exprimare trădează un sentiment din ăsta, bă, aici fac, cum zic eu, da? Cum înțeleg eu Biblia, nu face aici ce vrea fiecare, da? Deci astea sunt două extreme, anarhia, fiecare face ce-i place, sau stăpânirea. Este unul singur sau câțiva care fac ce vor ei peste toată adunarea. Care e echilibru? Care este echilibru? Echilibrul este următorul. Biblia, Sfânta Scriptură ne învață că întreaga congregație, întreaga frățietate din adunare trebuie să aibă o contribuție la mersul bun al adunării, dar există o colaborare clară sub conducerea unor prezbiteri care ei înșiși sunt sub conducerea capului care este Domnul Iisus Hristos și care lucrează prin Duhul Sfânt. Deci ecuația e simplă. Congregația plus prezbiterii și congregația și prezbiterii sub conducerea capului care este Domnul Iisus Hristos și care lucrează prin Duhul Sfânt. Congregație, prezbiteri, sub conducerea capului care lucrează prin Duhul Sfânt. Și aș vrea să vă uitați în pasajul acesta, să vă uitați în pasajul acesta și de fapt înainte de a intra la propriu în pasajul acesta să vedem ce ne învață Scriptura despre conducerea biblică a adunării, vreau să vă spun eu din experiența mea și cred că sunt destul de îndreptățit să vă spun câteva lucruri. Despre conducerea falsă a adunării. Despre conducerea falsă a adunării. În perioada în care noi trăim sunt două tipuri de conducere sau o conducere care înglobează două aspecte. În marea parte de adunări, în afară de adunările, să zic, creștine după Evanghelie, adunările tudorise sau creștine după Evanghelie, Ramura a doua, în celelalte adunări există o conducere, o numesc eu, de tip patriarhal plus comitet. Adică există un singur prezbiter sau un singur păstor cu un comitet sub el. Asta e conducerea actuală. Eu vă spun de la început, așa ceva nu există în Sfânta Scriptură. Bun. Dar, de ce s-a ajuns la punctul acesta? Noi ne uităm în jurul nostru, așa e în toată lumea, să știți, în mare parte din adunări, de ce culoare vreți dumneavoastră, cam așa este. Este un păstor sau îi spune un prezbiter sau un episcop sau nu știu cum li se mai zice și are câțiva oameni care formează un comitet. Acum Biblia nu vorbește, Biblia vorbește despre păstori, dar Biblia spune prezbiterilor păstoriți turma lui Dumnezeu. Deci prezbiterii trebuie să facă lucrarea aceasta de păstorire și este foarte interesant că Biblia vorbește totdeauna la plural. La plural, da? La plural. Că unul dintre prezbiteri iasă în proeminență poate cu un dar special de învățător, de cârmuire, asta este cu totul altceva, dar Biblia vorbește la plural. Bun. De ce s-a adoptat ideea asta? Adică s-a trecut de la ideea de prezbiteri, da? În care unul poate are dar de învățător, unul dar de cârmuire, unul dar de păstorire, să viziteze frații. Fiecare poate să aibă proeminență un dar anume, că nu sunt toți trași la indigo, la copie, da? Fiecare poate să aibă o predispoziție spre un anumit dar sau spre anumită lucrare din adunare. Nu toți trebuie să fie la fel. Dar de ce s-a trecut de la mai mulți prezbiteri la ideea asta piramidală? Un șef și un comitet de desubt, da? Sau de ce pur și simplu să folosește cuvântul comitet și nu să folosește termenul de prezbiter? Vă spun de ce. Pentru că adunările, în general, n-au mai produs oameni de calitate care să aibă calificările biblice, adunările au înțeles că nu putem, domnule, să promovăm păstor sau un prezbiter pe cineva care n-are calificările astea. Dar nici nu putem rămâne fără conducere în adunare. Cineva trebuie să conducă adunarea. Și atunci nu mai avem prezbiteri, dar am schimbat ideea de prezbiteri cu ideea de comitet. Pentru că în comitet nu trebuie să fie neapărat oameni care au calificările biblice.
Așa că comitetul face treaba prezbiterilor, dar fără să aibă calificările prezbiterilor. Asta este impasul la care a ajuns adunările și până ziua de astăzi. În adunare, dacă într-o adunare de 200, de 300 de oameni, sunt discuții când adunarea trebuie să aleagă pe cineva în comitet, mă, pe cine punem în comitet? Mă, n-avem pe cine punem în comitet, că nu sunt oameni calificați. Dar de ce nu sunt oameni calificați? Pentru că adunarea respectivă n-a reușit să producă oameni de caracter, oameni calificați care să poată fi puși într-o funcție, dacă aș putea să o numesc așa, de prezbiter. Așa că, în comitetul ăsta, în primul rând se observă că s-a ales oameni care nu au calificările biblice. Vreau să vă spun clar lucrul ăsta. Sunt adunări în care se caută calificările biblice, dar în cele mai multe adunări nu se caută calificările biblice. E în comitet, domnule, nu-i prezbiter, deci nu trebuie să aibă calificările biblice, da? 1. Nu se alegi după calificările biblice, da? 2. Mulți dintre cei care se aleși în comitetul ăsta fac lucruri pe care ar putea să le facă biserica sau congregația. Bine, nu trebuie să aleg pe cineva în comitet ca să dea cu vară în adunare. Ne strângem noi toți și dăm cu vară în adunare, nu? Și este un frate care să pricepe mai bine la asta, nu trebuie să facem prezbiteri pentru treaba asta. Și ne poate ajuta. Sau să construim ceva în spate, sau nu știu ce să facem. Domnule, sunt multe lucruri pe care le poate face congregația, dar s-a inventat ideea de comitet că ei ar putea să facă mai bine lucrul acesta. A treia observație pe care o fac este următoarea. De multe ori oamenii aceștia sunt aleși după interesele partidelor din adunare. Să vă spun cum stă treaba. Multe adunări, da, dacă frații și surorile după cuvântul lui Dumnezeu au și prunci, multe adunări sunt formate așa din clanuri, să zic, din familii. La un moment dat, asta se întâmplă foarte multe adunări, la un moment dat, două clanuri din adunare ajung, să zic așa, la o anumită tensiune. Adică ar vrea să se facă în adunare un lucru pe care îl vor ei. Cum să facă clanul X sau clanul Y, dacă sunt 4, 5, că sunt adunări mari. Clanurile sunt mari, cresc clanurile, da? Sunt copii, sunt nepoți, cresc clanul. Cum să facem să se facă voia clanului respectiv? Cum facem? Păi simplu. La adunarea generală votăm că suntem mai mulți din clanul ăsta ca în comitet să ajungă cineva din clanul nostru. Și dacă individul a ajuns în comitet, normal că are mai mare influență și poate să ducă adunarea în direcția în care vrem noi clanul ăsta, da? Deci alegem pe cineva care să poarte interese clanului. A patra observație pe care o fac și pe care am amintit-o deja. În comitet sunt oameni aleși nu pentru că avem nevoie de oameni de caracter, ci din potrivă avem nevoie de niște oameni care să facă niște lucruri care nu aparțin prezbiterilor. Da? Să porți interesele unui partid, scuzați-mă expresia, sau unei găști din adunări care vor să conducă adunarea, nu trebuie oameni care să aibă calificările biblice, ci din potrivă cineva care să n-aibă calificările biblice ca să facă lucrul acesta. Da? Tocmai pentru că n-avem nevoie de un om, dacă trimiți un om de caracter acolo, să ducă adunarea pe calea bună, după cuvântul lui Dumnezeu. Dar eu n-am nevoie asta, eu am nevoie să facă cineva voia mea. Bun. Aș vrea să mai fac o observație. În foarte multe situații există multe interese lumești. De exemplu, n-aș vrea, cum să zic, nu spun lucrul ăsta ca să lovesc într-o adunare, să nu mă înțelegeți greșit. Vreau să vă deschid mintea să înțelegeți ce se întâmplă și să vedeți de ce vedem partea neagră ca să vedem mai bine partea albă. De asta spun lucrul acesta, nu ca să jignesc sau să arunc acuza asupra unor adunări sau asupra unor frați. De partea de mine să mă ferească Dumnezeu de lucrul acesta, ci să vedem mai bine lumina și adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Unele adunări au anumite proiecte. De exemplu, avem nevoie de bani. De unde să facem noi bani? Oameni simpli, care avem servicii obișnuite, de unde să facem noi bani? Păi simplu. Avem un frate în adunare care e afacerist, care are poate relații cu primarul, care poate în politică, care poate are niște prieteni prin politică. Și acum dacă luăm pe fratele ăsta în comitet, el nu o să aducă bani din exterior în interior așa pe gratis. Dom'le, nimic în lumea asta nu-i pe gratis, nu? Și atunci îl alegem pe frătiuțul ăsta care să ne poată purta interesele noastre lumești. Și multe adunări au făcut proiectele adunării sau au încercat să facă lucrarea lui Dumnezeu cu banii diavolului, cu banii lumii. Scuzați-mă, dar lumea asta nu poartă interesele lui Dumnezeu. Să nu credem niciodată lucrul acesta. Și sub nicio formă adunarea nu are nevoie de banii lumii sau a politicienilor sau a statului ca să facă lucrarea lui Dumnezeu. Sunteți de acord cu mine? Deci noi nu avem nevoie, Dumnezeu poate să-și financeze sigur lucrarea, să fii sigur de lucrul acesta. Dumnezeu își finanțează singur lucrarea. Nu are nevoie de banii nimănui. Unii zic, nu, lucrarea Domnului se face cu rugăciune și cu bani. S-o fi făcut cu bani, dar nu cu banii lor, ci cu a noștri, pe care Dumnezeu ni-i dă
Deci, frate, de ce să scoatem noi, mă, bani din buzunarele noastre? Când am putea să băgăm bani în casele noastre și în mașinile noastre și în pruncii noștri. Lasă-l luăm bani de la netăiați împrejur dacă putem, dacă statul ne dă, de ce să nu tragem de la el? Nu există așa ceva în Biblie. Și pentru că există de multe ori interese lumești, de aceea se aleg în comitetele acestea oameni care poartă interesele acestea lumești. De ce s-a ales comitet? Vreau să fac așa să observație. Pentru că mulți oameni confundă biserica sau adunarea cu o corporație. În multe adunări știți cine sunt puși în conducere? Oameni care au afaceri. Și știți care e logica? Logica este următoarea. Mă, un om care are o afacere înseamnă că știe să controleze lucrurile. Nu înseamnă că să pricepe să organizeze lucruri. Un lider bun. Ăsta ar fi un lider bun și în adunare. Fals! Adunarea nu este afacere, oameni buni. Adunarea nu este o afacere. Un om care să pricepe bine în afacere nu înseamnă că să pricepe bine și în adunare. Afacerile să conduc după niște principii, biserica să conduce după principiile astea. Să nu crezi că oamenii care fac afaceri stau cu Biblia în fiecare zi. Ia ce spune Biblia, cum să-mi conduc afacerile. Nu există așa ceva. Omul care își conduce afacerile și conduce într-un fel, adunarea să conduce și să direcționează după cuvântul lui Dumnezeu. Dar mentalitatea oamenilor asta este, mă, dacă s-o priceput acolo, înseamnă că se pricepe și în adunare. Fals! Este fals, adunarea nu-i corporație. De asta unii au adunări ca afaceri. Departamentul cu muzica, departamentul cu pixurile, departamentul cu văduvele, departamentul cu pruncii, departamentul cu tinerii care au coșul și sunt frustrați din cauza asta, departamentul cu scaunele, departamentul cu tavanul, departamentul cu stația, departamentul cu lumini, tot e o mare afacere, tot împărțit pe bucățele, pe departamente, o grămadă de bani băgați în toate departamentele astea, a angajat, zici că e o firmă, zici că e o firmă acolo, sunt adunări din astea. Asta nu e după Sfânta Scriptură. Adunarea nu este o corporație. Mulți oameni confundă adunarea cu o corporație. Problema mare, știți care este? Eu, ca unul care am făcut parte din așa ceva, nu vreau să spun că acolo era așa, dar asta se întâmplă. Problema mare este că oamenii ăștia care au ajuns în comitet ajung să ia decizii spirituale. Adică decizii care vizează mersul spiritual al adunării și oamenii aceștia n-au fost aleși după calificările biblice. Eu am fost chemat, și acum vă spun puțin istorie personală, eu am fost chemat în mai multe locuri. Fie ca păstor, fie ca slujitor, fie ca plantator de biserică. Vreau să vă spun un lucru care nu mi s-a întâmplat nicăieri. Nicăieri. Și asta este o durere a mea și vă spun că ce vă spun în seara asta este adevărat din experiență personală, din ce am auzit și din ce cunosc. Nici un om care m-a chemat până ziua de astăzi, și credeți-mă că am avut foarte multe chemări, nici un om n-a stat cu mine la o masă și a spus, uite Andrei, am vrea să te chemăm să plantezi o adunare în satul ăsta, să fii misionarul nostru, noi te sponsorizăm, dar înainte să te lăsăm să lucrezi aici, am vrea să vedem dacă ai calificările biblice pentru a fi un plantator sau un prezent. Niciun caz. Am fost ales păstor. Nu, în alegerea păstorului nimeni nu m-a întrebat, mă, dar fratele ăsta are calificări biblice, hai să vedem, să le luăm pe rând, cum scrie aici în cuvânt, niciodată. Într-adevăr, cred că a doua oară când s-a revotat, sau să spun așa, alegerea mea ca păstor în adunarea în care a fost, fratele coleg care era cu mine în adunarea respectivă a făcut un lucru extraordinar de frumos, a citit toate calificările din 1 Timotei 3 și a întrebat în fața adunării dacă mă potrivesc calificărilor respective. Eu nu prea m-am ajuns să facă treaba asta, dar a făcut lucrul acesta care este un lucru extraordinar și este un lucru biblic. Aici este calificarea, nu după mintea noastră. Mă, ne place de el cum predică. Fals! Fals! Să vedem ce spune Scriptura. Mă, ne place care e influență, care e carismă, că nu știu ce, că ne ține atenți. Astea nu sunt lucruri. Asta nu sunt calificări biblice. Vom vedea imediat care sunt calificările biblice. Spunând lucrurile acestea, concluzia este următoarea. S-a trecut la o conducere a adunării nebiblică din motive lumești și pentru că nu mai există oameni de caracter. Acum ce spune Sfânta Scriptură? Aș vrea să, în seara aceasta, să vă arăt primul lucru pe care îl subliniază Apostolul Pavel despre prezbiterea adunării. Primul lucru care subliniază Apostolul Pavel este că trebuie să existe niște oameni consacrați pentru treaba asta. Versetul 5. Te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit. Și vă întreb, ce e rânduiala asta? Ce mai rămânea de rânduit? Auziți ce? Și să așez prezbiteri în fiecare cetate. Și primul meu principiu este acesta. Prezbiterii fac parte din rânduiala fiecarei adunări. Repet ce spune Pavel. Te-am lăsat să pui în rânduială și să așez prezbiteri. Deci o rânduială biblică a adunării este ca să existe prezbiteri în adunare. Al doilea principiu.
Zice el aici așa, să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit. Asta înseamnă că dacă nu există prezbiteri în adunare, e ceva care a rămas lips acolo, corect? Îi spune să pui ce mai rămâne, a rămas ceva lips acolo, da? Ăsta este al doilea principiu. Unde nu există bătrâni, niște oameni care să dea o direcție în adunare, acolo e ceva lipsă. Al treilea principiu, clar în textul acesta ni se arată că conducerea biblică a adunării nu este nici episcopaliană, nici patriarhală, nici ce poezii și lucruri mai există în lumea asta, ci este o conducere prin prezbiteri. Auziți ce spune? Te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbiteri, sau auziți expresia. Să așezi prezbiteri unde? În fiecare cetate. Adică nu există nicio excepție. În toate adunările credincioase, în toate adunările Noului Testament, în toate adunările din secolul I, în toate adunările plantate de Apostolul Pavel, fără excepție, conducerea biblică trebuia să fie prin prezbiteri sau prin bătrâni. Ei sunt conducerea biblică. Observăm al patrulea principiu că ei sunt necesari în fiecare cetate, da? Este foarte important lucrul acesta. Pavel spune că se lase în fiecare cetate, în fiecare cetate. Apoi al cincilea principiu că ei sunt puși prin porunca apostolică. Petru, care este apostol, care a primit revelație de la Dumnezeu cu privire la mersul bun al adunării, a spus că asta e conducerea biblică. Și întrebarea mea pentru toți cei care fac altfel este următoarea. Dom'le, cine ești tu? Dom'le, cine ești tu? Ca în Biserica lui Hristos, care a fost fondată pe temelia apostolilor și prorocilor, să vii, să ai curajul, să propui o altă rânduială decât aia pusă de apostol. Dacă tu vrei să faci o adunare care să poarte numele tău, fă-ți-o. Și fă rânduiala care o vrei tu. Dar dacă pretinzi că ești într-o adunare care vine de la Domnul Iisus Hristos și care e zidită și pusă pe temelia apostolilor, atunci trebuie să faci după rânduiala apostolică. Altfel n-ai niciun drept să te numești în felul acesta. Deci ei sunt puși prin porunca apostolică. Cred că al șaselea principiu este că ei trebuie puși la recomandarea altor prezbiteri. Auziți? Te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne din rânduit și să așezi prezbiteri. În Faptele Apostolilor, când au fost aleși diaconi, îi spune Scriptura așa. Apostolii, cei 12, au adunat mulțimea ucenicilor, da, adunarea, și le-a zis, nu este potrivit să lăsăm noi cuvântul lui Dumnezeu și să sluim la mese. De aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îmi vom pune la slujba aceasta. Cine a pus la slujbă? Apostolii au pus. Dar i-au pus după ce frații sau adunarea i-a ales. Înțelegeți? Spune, alegeți voi și noi îi vom pune. Exact același lucru spune Pavel aici. Tit trebuia să-i pună, prezbiterul ăsta trebuia să-i recomande sau să-i pună în adunare, să-i recunoască în fața adunării, dar îi recunoștea în fața adunării după ce adunarea spunea, da, domnule, noi cunoaștem pe oamenii ăștia, că ei trăiesc între noi. Nu pot să vin eu de la Honolulu și spun, fraților, aici o să fie prezbiter de mâine, Gicu nu știu care. Bă, cine e ăla? Nu contează, așa spun eu. Bă, stai puțin. Frații apostoli au lăsat pe frați. De ce? Că frații știau mai bine care și cum dintre ei, care se califică la lucrul acesta. Înțelegeți? Ei erau din mijlocul adunării aleși. Din mijlocul adunării aleși. Acesta este un principiu foarte important. Foarte, foarte, foarte important. Și ultimul principiu este acesta. Prezbiterii trebuie recunoscuți în adunare. Poate cuvântul ales sună așa, cumva așa, luat din politică. Folosim cuvântul ăsta. Trebuie recunoscuți după calificările biblice. Și aș vrea în seara aceasta să mă opresc pentru timpul care mi-a rămas, care sunt calificările biblice ale unui bătrân al adunării. Pe mine nu mă interesează ce termen să folosește la propriu. Că îi spui prezbite, că îi spui bătrân, că îi spui supraveghetor. Sunt termeni interschimbabili folosiți în Sfânta Scriptură. Lucrul acesta nu este important. Important e că Biblia spune că ei trebuie să aibă niște calificări. În seara aceasta ne uităm la 4 calificări ale prezbiterilor în adunare. În primul rând, prima calificare, versetul 6. Dacă este cineva fără prihană. Asta e o calificare destul de generală, nu? Dar așa ar trebui să fie. E destul de generală, adică nu descrie exact ce înseamnă fără prihană. Ăsta mai jos spune. Dar fără prihană. Cu alte cuvinte, o adunare ar trebui să recunoască. Doamne, fratele ăsta este un bătrân al adunării noastre. Este un frate din conducerea adunării, din cârmuirea adunării. Un frate prezbiter în adunarea noastră. Și noi putem spune că este un frate fără prihană. Dacă nu pot spune asta, este o descalificare biblică, da? A doua calificare, un om care este prezbiter în adunare trebuie să aibă o calificare în casa lui. În casa lui. Această calificare în casa lui are două părți. Relația lui cu copiii și relația lui cu soția, da? Spune Scriptura aici să fie bărbat al unei singure neveste. Acum,
Să știți că aici lucrurile sunt destul de, de complicate. Destul, destul de complicate. De ce? Că unii zic că aici bărbatul unui singur, băi, eu am o singură nevastă. El o divorța, s-o recăsătorit, tot o singură nevastă are. Tot o singură nevastă alții. Alții spun că se referă la faptul că în trecut puteau să fie poligami. Lucrul acesta consideră că este o interpretare greșită, mai ales că găsiți în 1 Timotei unde spune Scriptura că o vădvă trebuia să fie recunoscută, să fi fost, să fi avut un singur bărbat. În secolul I nu exista cazul că o femeie să aibă mai mulți bărbați, da? O femeie care să trăiască în poligamie, iar 4 bărbați acasă la ea. Nu exista așa ceva. Scriptura se referă exact la lucrul acesta. Un bărbat care e prezbiter, care trebuie să aibă o ținută morală și spirituală specială în adunare, trebuie să fi trăit cu o singură femeie în viața lui. Există într-adevăr cazul acesta în care nevasta unuia a murit și el s-a recăsătorit. Asta este cu totul altceva. Scriptura spune în Romani capitolul 7. Un bărbat este dezlegat de nevasta lui dacă îi moare nevasta, prin lege. Atât. Nu există altceva. Unii vin și spun așa, unii prezbiteri sau păstori sau ce mai fi fost, care au căzut în păcat, au curvit, au trăit în prea curvie, au spus, domnule, dar Dumnezeu cum l-a iertat pe David? Care era împăratul lui Israel, nu era un păstor simplu. Era împăratul lui Israel. Dumnezeu l-a iertat pe David și a rămas bine mersi în continuare împărat. Eu dacă am păcătuit cu o femeie, cu 2 sau cu 3, de ce n-ar putea să rămân în continuare prezbiter sau păstor? Pentru că Biblia spune așa. Ce treabă ai tu cu David? Ce, David a fost în biserică prezbiter? David a fost păstor? Oamenii când vor să justifice păcatele lor și să țin cu așa, ți-aduce o popularitate, ți-aduce o prestație, ți-aduce așa o imagine înaintea lumii când ești prezbiter sau păstor într-o adunare, ales. Ai anumite beneficii, poate și materiale, o duci, cum să lași tu, chiar dacă e păcătuit, domnule, chiar dacă, cum să lași tu funcția aceea? Și cauți, ba pe David, ba pe Avram, care a avut-o pe Agar, ce Agar a fost păstor, Avram a fost păstor în vreo adunare a Noului Testament. Deci oamenii fug, știți cum, ca șoaricii care caută, găurile prin pereți. Caută imediat o scăpare, să rămână, să țină Biblia și eu cred că Dumnezeu din veșnicie care a hotărât planul în care a inclus adunarea și felul în care să fie direcționată adunarea, a știut mârșăviile astea și mizeriile astea și de atâtea ori repetă în Sfânta Scriptură când prezintă caracterul, profilul unui prezbiter să fie bărbat al unei singure neveste. Am încheiat-o, domnule. Ai clacat în treaba asta? S-a terminat. Stai frumos acolo pe banca ta, asculți cuvântul lui Dumnezeu, ceri iertare de la Dumnezeu, nu ai voie să deții această funcție în adunare. Asta spune Sfânta Scriptură. Un prezbiter trebuie să fie credincios față de nevasta lui. Față de nevasta lui. Pur și simplu. A doua calificare în casa lui, un prezbiter trebuie să aibă copiii credincioși. Deci nu doar el să fie credincios față de soția lui, ci să aibă copiii credincioși. Poate vă întrebați care e legătura. Și prioritatea e foarte bună. Întâi vorbește despre relația lui cu soția și apoi despre felul în care el a reușit să-și educe copiii. Foarte important. Cel mai bun lucru pe care îl poate face un bărbat pentru copiii lui, asta am auzit-o și eu și consider că este biblică, normală, sănătoasă, este următorul lucru. Cel mai bun lucru care poate să-l facă un bărbat pentru copiii lui nu este să-și crească bine copiii. Ascultați-mă bine. Nu asta e cel mai bun lucru care poate să-l facă un bărbat pentru copiii lui și o femeie pentru copiii lui. Știți care e cel mai bun lucru? Cel mai bun lucru pe care îl poate face un bărbat pentru copiii lui să-și iubească bine nevasta în fața copiilor lui. Cel mai bun lucru pe care îl poate face o femeie pentru copiii ei este să-și iubească bine bărbatul, pentru că copiii vor vedea lucrul acesta. Ce folos că te ocupi sau încerci să-ți duci bine copiii dacă cu nevasta te descalifici total? Copiii nu văd? Văd sau nu văd copiii? Ce folos? Uite, Calvin să fie așa, să vorbești așa și dacă eu mă comport exact opusul la ce spun cu nevasta mea. Scuzați-mi imaginea, nu-i ca văcuța care după ce a fost mulsă, o dat cu copita în căldarea cu lapte și o vărsat-o. Cam așa e, știi? Am reușit să fac, l-am învățat, copilul spune da, da, da și după aia mă duc și a răsturnat totul. Deci nu merge așa. Și Biblia arată prioritatea asta foarte bine, că în Tit capitolul 2, când vorbește despre femeile mai tineri, spune învață-i să-și iubească, ascultați, bărbații și copiii. Bărbații și copiii, exact aceeași prioritate. Prioritatea are nevasta pentru mine? Prioritatea nevestei mele este soțul. Asta spune Sfânta Scriptură. Îmi spunea cineva, chiar prezbiter într-o adunare. Chiar prezbiter foarte interesant. Sau nu, scuzați-mă, nu era prezbiter, era membru în comitet. Nu prezbiter în adunare. Spunea, să vezi tu când vin pruncii, trei pe locul 2, pe locul 3, pe locul 4. Nu i-am spus, dar ar trebui să-i spun că a venit al doilea prunc și n-a trecut nici pe locul 3, nici pe nu știu ce mai loc. Nu?
Cristina, am rămas pe locul întâi, da. Deci eu spun din propria experiență că asta spune Sfânta Scriptură. Cel mai bun lucru, atmosfera în care cresc niște copii sănătoși, spiritual, moral, cresc sănătoși mental, psih, este când copiii văd că părinții se iubesc între ei. Aia este atmosfera perfectă în care cresc copiii. Când relația dintre cei doi este corectă. Nu spui, lasă-mă pe nevastă-mea că asta nu o duce în minte. Nu poate, n-am ce să fac cu ea. Ești exasperat. Bă, bărbatul meu ăsta e... N-am ce să fac cu el. Da, o să mă ocup de copii. Este greșit fundamental. Sunt mulți părinți, soți sau soții, care se refulează în copii. Investesc în copii, își dau viața pentru copii și își ignoră bărbații sau femeile, crezând că fac ceva. Nu facem nimic ca bun cu asta, să știți. Tendința există. Că zici, bă, ăsta nu pricepe. Ăsta e redus. Bă, nu știu cum... Tu ți l-ai luat acum. Na. Dar să știți că nu rezolvăm nimic așa. Prioritatea lăsată în cuvântul lui Dumnezeu este suficient de clară. Este important aici că Biblia spune așa. Nu zice să-și fi crescut copiii bine. Zice așa. Ascultați. Având copiii credincioși. Că unii zic în felul următor. Să știți, cuvântul lui Dumnezeu este ca o sabie. Nimerește exact la țintă. Nu îl lovește Dumnezeu în vânt. Nu zice să-și fi crescut copiii bine. Zice să aibă copiii. Vorbește despre rezultatul creșterii, nu despre procesul creșterii. Zice, dacă ei crescut bine, dar eu ajuns în bar, în pușcărie și în lume, asta este, tu ți-ai făcut datoria. Poți să rămâi în continuare prezbiter. Biblia spune așa. Biblia spune să aibă copiii credincioși. De ce? De ce spune Biblia așa? De ce spune Biblia așa? Păi, îi suficient de clar, dacă procesul creșterii a fost corect și rezultatul creșterii va fi întocmai. Un mod în care Dumnezeu arată care sunt prezbiterii calificați este prin felul în care sunt copiii lor. Să presupunem prin absurd că există situații în care cineva și-a crescut copiii perfect. Nu există așa ceva. Dar să presupunem, dar nu există, să știți, nu există. O crescut copiii bine și rezultatele sunt proaste. Dar nu există, vă spun, orice familie care e luată la puricat, în care îi spun, nu i-am crescut bine, frate, dar uite ce au avut de ei. Au avut curve, au avut stricați, au avut hoți în lume, au avut prin pușcării. Nu există așa ceva, ascultați-mă, nu există așa ceva. Și dacă ar exista, este un lucru clar că nu poți fi prezbiter în adunare, dacă asta s-a întâmplat cu copiii tăi. Și asta mi se aplică și mie. Și mie, eu care sunt aici. Sunt descalificat de la slujirea aceasta ca și prezbiter, dacă copiii mei nu sunt credincioși. Biblia lasă pentru copiii aceștia două calificări. Zice, întâi o calificare spirituală, să fie credincioși. Deci să vezi că copiii aceștia îl iubesc pe Dumnezeu, trăiesc cu Dumnezeu. Și al doilea lucru, să fie moral. În ce sens moral? Să aibă o viață în exterior. Zice, să nu fie învinuiți. Păi învinuirea vine din partea altcuiva, nu? Adică oamenii din jur care se uită la copiii prezbiterului pot să zică despre ei două lucruri. Zice aici, să nu fie învinuiți de destrăbălare sau neascultare. Hai să punem opusul cuvintelor ca să vedem ce virtuți trebuie să aibă copiii un prezbiter. Opusul destrăbălării care este? Sfințenia sau curăția, nu? Deci ei trebuie să fie sfinți, nu să fie destrăbălați, ci să fie sfinți. Și există, să știți. Eu știu, am cunoscut oameni care au fost prezbiteri toată viața lor și copiii lor au fost curvari. Și erau curvari, în timp ce ei slujeau în felul acesta. Nu se poate. Nu se poate așa ceva. Nu se poate, e descalificare totală. Spune să fie sfinți, nu destrăbălați sau neascultați. Zice să fie învinuiți de neascultare sau de nesupunere, da? Deci el trebuie să fie, să fie sfinți, să aibă o purtare sfântă și să aibă o purtare supusă, să nu fie răzvrătiți. Și acum vreau să vă spun ceva, să știți că contează ce spune lumea. În ce privește întoarcerea noastră la Dumnezeu, nu contează ce spune lumea. Ascultați-mă bine ce spun acum. Nu contează ce spune lumea, dacă te întorci la Dumnezeu sau nu. N-au ei de spus nimic în treaba asta. Dar, în ce privește conduita noastră în exterior, contează ce spune lumea. De asta depinde dacă suntem sare și lumină în lumea asta. Acum, iarăși, nu contează tot ce spune lumea. Nu contează tot ce spune lumea. Dacă în lumea spune ceva care e conform cu cuvântul lui Dumnezeu, atunci contează, corect? Uite că Biblia spune aici despre niște oameni care ar putea să învinuiască de destrăbălare și neascultare. Și să știți că există situații în care oamenii din lume acuză pocăiți sau oameni din adunare de destrăbălare sau neascultare. Și atunci lucrurile sunt tragice, să știți. Foarte tragice. Dar aminte să acuz un păstor sau un prezbiter de lucrul acesta. Eu însumi, ascultați-mă, eu însumi am stat cu mulți oameni la masă. Am stat cu mulți oameni la câte o cafea. Am stat cu mulți oameni de vorbă. Am discutat cu ei din cuvântul lui Dumnezeu și mi-au arătat cum degetul nu pe orice frate sau soră din adunare, ci pe frați sau din adunare care erau în comitet sau erau păstori sau prezbiteri.
Du-te, mă, tu îmi spui mie. Zice, la păstorul ăla de acolo, zice, îi plac fetele tinere. Nu, nu, orice fel de femeie. Ăla numai prospăturii îi plac. Astea sunt niște mizerii care să-mi spun, nu de oamenii din adunare, ascultați-mă. Adunarea tăcea mâlc, el era bine mersi păstor, și oamenii din lume vorbeau. Înțelegeți, oamenii, tot oamenii din lume vorbesc despre lucrurile astea. Bineînțeles, iau și un interes mârșav unii dintre ei, ca să arunce o cară asupra adunării. Și Satana are și el un interes pentru asta să aruncă hula asupra lucrării lui Dumnezeu și asupra lui Dumnezeu. Satana are un interes, lumea are un interes mârșav. Eu sunt de acord cu lucrul ăsta. Dar este o problemă când adunarea permite mersul lucrurilor în felul acesta. Să știți, este o problemă foarte gravă. Este o problemă foarte gravă. Deci nu contează ce zice lumea, dar nu contează tot ce spune lumea, da? Nu contează orice spune lumea. Dacă lumea arată niște lucruri de felul acesta, atunci lucrurile sunt grave și ar trebui să fie acolo pocăință foarte, foarte serioasă. Deci există calificarea asta primară a prezbiterului, să fie părăprihană. Este o calificare a doua care trebuie să fie în casa lui. Și a treia calificare trebuie să fie o calificare de caracter. Caracter, auziți ce spune? Prima dată dă o calificare de caracter general. Zice din nou, trebuie să fie fără prihană. După aceea dă niște calificări negative. Nu încăpățânat, nici mânios, nici de dat la vin, da? Nici bătăuș, nici lacom de câștig mârșav. Să nu fie prins de niciun viciu. De bani, de băutură, de femei. Să nu fie robit de mânie, da? Să explodeze în continuu. Și după aceea dă o calificare, astea negative, să nu fie așa. Și după aceea dă calificări pozitive. Să fie primitor de oaspeți, dar sensibil la oaspeți. Să fie iubitor de bine, să fie cumpătat, echilibrat. Să fie drept, da? Să judece cu dreptate lucrurile. Să fie sfânt, să se țină în înfrânare pe el însuși, da? Ca să nu aducă asupra lucrării lui Dumnezeu vorbe, tot felul de vorbe și de lucruri. Deci există această calificare de caracter. O calificare generală dată fără prihană, o calificare în casa lui, în relația cu soția și copiii, în al treilea rând o calificare de caracter și în ultimul rând o calificare pedagogică. Auziți ce spune Scriptura aici? Versetul 9. Să se țină de cuvântul adevărat. Da? Asta e responsabilitatea primară. Să se țină de cuvântul adevărat. Un prezbiter într-o adunare trebuie să aibă o dragoste specială pentru... Zice să se... Ce înseamnă să te ții de ceva, domnule? Ce înseamnă să te ții de ceva? Bă, mă țin după... Sau ce, că ăla se ține după aia. La ce te referi? Că caut orice prilej ca să... Da. Știți ce înseamnă să te ții după cineva, nu? Și eu m-am ținut după nevastă mea și o dat roade ținutul ăsta. Și orice ținut după ceva de roade, să știți. Să se ține, auzi, să se ține. Asta trebuie să fie concentrarea a responsabilității primare a unui prezbiter. Responsabilitatea primară este să se țină de cuvânt. Este o tragedie, să știți că multe adunări, pastorii sau prezbiterii spun să facă o grămadă de lucruri. Să frații au pretenția să ducă să dea și el cu var. Frații au pretenția să numere banii. Frații au pretenția să schimbe el scaunele. Frații au pretenția să măturie prin adunări. Sau nu mă știu ce lucruri. Doamne, nu asta e treaba lor. Ascultați, vă repet ce spune apostolul în Fapte capitolul 6. Zice așa: fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați care să facă treaba asta, iar noi vom stărui necurmată în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Asta este responsabilitatea principală unui prezbiter. Un prezbiter care să facă treaba, să facă curățenie în adunare, n-are nevoie să fie prezbiter. Înțelegeți? N-are nevoie de treaba asta. În multe locuri există confuzie cu privire la lucrul acesta. Responsabilitatea primară a unui prezbiter este față de cuvântul lui Dumnezeu. Să fie concentrat, să se țină de cuvântul lui Dumnezeu, da? Apoi spune că trebuie să țină cuvântul lui Dumnezeu, zice aici așa, care este potrivit cu învățătura. Erau mulți care veneau și ziceau că se țin de cuvântul lui Dumnezeu și predicau basme evreiești, povești nemuritoare, istorii sirii închipuite, distorsionau cuvântul lui Dumnezeu și îi spuneau că se țin de cuvântul lui Dumnezeu. Și Satana s-o ținut după cuvântul lui Dumnezeu. Dar știți cum l-a interpretat, nu? L-a interpretat după perversiunile din mintea lui stricată. Dar aici spune să se țină după cuvântul adevărat care este potrivit cu învățătura. O învățătură care a fost dată de Apostolul Pavel, pe care frații o cunoșteau și puteau să verifice pe cineva să spună: ai, dar vă citesc din Biblie. Și spunea, stai puțin, tu citești din Biblie, dar interpretezi după capul tău și nu-i potrivit cu învățătura pe care noi am primit-o. Și îl trimiteau bine mersi la plimbare, da? Dacă un prezbiter face treaba asta, auziți ce se întâmplă. Auziți ce se întâmplă. Să se țină de cuvântul adevărat care este potrivit cu învățătura, pentru ca... De ce, domnule, să se țină un prezbiter de cuvânt?
De ce să studieze cuvântul? Deci un prezbiter, ascultați-mă destul de clar, un om care vrea să fie prezbiter și dorește un lucru bun dacă vrea lucrul ăsta, dar care nu are o relație serioasă cu cuvântul lui Dumnezeu, descalificat total. Citește Biblia așa când l-apucă pe el, nu merge. De ce? Auziți. Să se ține de cuvânt pentru ca să fie în stare. Adică dacă nu te ții de cuvânt, nu ești în stare. Și tu trebuie să fii în stare. Cu alte cuvinte, cuvântul lui Dumnezeu pe care eu îl iau în viața mea și mă îmbogățește, mă face capabil de ceva. Dar repet, responsabilitatea primară este să fie credincios cuvântului. Dacă este credincios cuvântului, vine o a doua responsabilitate, o responsabilitate particulară. Adică el primește o capacitate de a comunica adevărul lui Dumnezeu. Cum să pot eu învăța pe alții? Astea două responsabilități se leagă. Dacă sunt credincios cuvântului, am și o capacitate comunicativă de a comunica cuvântul lui Dumnezeu. Să se țină de cuvânt ca să fie în stare să sfătuiască, să înfrunte. Aici ne sunt date două direcții ale cuvântului Dumnezeu. Să știți, cuvântul lui Dumnezeu atinge două categorii de oameni. În primul rând zice aici că omul ăsta, prezbiterul ăsta, trebuie să fie în stare să sfătuiască în învățătura sănătoasă. Sau să mângâie în învățătura sănătoasă. Sau să încurajeze în învățătura sănătoasă. Prima responsabilitate a prezbiterului este față de adunare. Să o învețe, să o încurajeze. Sunt foarte mulți oameni care se duc în tot felul de extreme și folosesc cuvântul în tot felul de feluri. Însă responsabilitatea primară a unui prezbiter asta este față de turma Domnului Iisus, să aibă grijă de ea. Și grija pe care eu și dumneavoastră sau cei care sunt chemați la lucrarea aceasta, grija pe care o putem avea este să dăm cuvântul curat adunării. Asta este hrana spirituală pentru adunare. Zice aici foarte clar, să fie în stare să sfătuiască în învățătura sănătoasă. Dom'le, adunarea pentru asta este. Ca oamenii să fie, să fie îmbogățiți, să fie hrăniți cu cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii care spun ce e atâta învățătură, domnule, să avem muzică, să avem poezii, să avem soluri, habar nu au ce vorbesc. Ascultați-mă bine, habar nu au ce vorbesc, n-au înțeles ce este adunarea. Eu dacă vreau să aud pe cineva spunând poezii, facem aici 20 minute după aceea și stăm la ascultat poezii dacă vrem. Dar aia nu e slujba adunării care e cerută de Dumnezeu, nu e treaba noastră. Înțelege? Foarte bine învățat poezii. Dacă vrea cineva să cânte o cântare, dacă vrem, îl ascultăm. Dar nu asta e treaba adunării. Treaba adunării este să fie hrănită spiritual prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu să facă concerte, nu să facă show-uri, nu să facă programe. Treaba prezbiterilor care e chemat de Dumnezeu să cârmuiască adunarea, o cârmuiește nu după ideile lui, ci o cârmuiește prin cuvântul lui Dumnezeu. Cum o cârmuiește prin cuvântul lui Dumnezeu? Repet, sfătuind adunarea în învățătura sănătoasă. Dar mai există o direcție. Prezbitorul nu doar se ocupă de adunare învățând-o sănătos, ci prezbitorul se ocupă și de potrivnici sau apostații care se strecoară de multe ori prin adunare. Auzi ce spune Scriptura. Și să înfrunte pe potrivnici. Există obiceiul ăsta în multe adunări, vine câte un frate și spune niște bazaconii, niște trăznăi de te doare mintea. Și frații din adunare, toți prezbiterii din adunare stau acolo. Mi-a venit o imagine în minte, dar nu o folosesc că suntem în adunare. Stau acolo în adunare și nu zice nimeni nimica. Și ăla spune bazaconii 50 minute fără niciun fel de problemă. Greșit. Greșit. Lasă, zice, să nu tulburăm adunarea. Ăla au tulburat-o că a spus prostii. Nu-l tulburi tu dacă îl dai jos de acolo. Acum există și alte situații în care frații s-au tras unul pe jos, unul pe altul de la amvon, știți? Când predicau cuvântul. Nici asta nu-i treabă sănătoasă. Da. Treaba unor prezbiteri, vedeți ce spune Biblia aici, să învețe învățătura sănătoasă și să înfrunte pe potrivnici. Sunt oameni care aduc învățături străine. Sunt oameni care încearcă să ducă biserica într-o direcție greșită. Asta este treaba prezbiterului. Nu să stăpânească adunarea. Nu să aibă pretenții asupra fraților din adunare. Bă, sunt prezbiter, voi ascultați de mine, nu? Treaba e să hrănească adunarea și când vine cineva și aduce o travă în adunare, printr-o învățătură stricată, prezbiterii trebuie să cunoască atât de bine cuvântul lui Dumnezeu încât să o detecteze de la distanță. Să-l miroși. Bă, ăsta o dă fals. Și prezbiterii trebuie să se ocupe de el. Prezbiterii trebuie să se ocupe de lucrul ăsta. De asta i-a lăsat Dumnezeu. Să hrănească adunarea și să protejeze adunarea de învățături false. Acum, uitați ce spune aici.
De ce trebuie să facă lucrul ăsta? Zice, în adevăr, mai ales pentru cei tăiați împrejur, adică evrei tăiați împrejur care țineau legea, sunt mulți nesupuși, îmi place cuvântul ăsta, flecari. Ce înseamnă să fii flecar? Vorbești! Vorbește, Iurea! Zice, sunt mulți nesupuși și flecari și amăgitori și vreau să vă uitați la versetul 11. Ascultați! Cărora trebuie să li se astupe gura. Vă vine să credeți că expresia asta e în Biblie? Zice, sunt unii flecari, amăgitori, nesupuși. Zice versetul 11, ei bui, măcesc familii întregi învățând pe oameni pentru câștig urât lucruri care nu trebuie să le învețe. Ce trebuie să le iei să facă la ăștia? Să li se astupe gura. Dar nu să le astup gura cu pumnul. Nu înțelegeți greșit cuvântul lui Dumnezeu. Că aici zice cum să le astup gura. Să înfrunte pe potrivnici. Dar ca să poți înfrunta pe potrivnici și să-ți dai seama că învățătura e stricată. Ca să-ți dai seama că învățătura e stricată, trebuie să cunoști bine învățătura sănătoasă. Ca să cunoști bine învățătura sănătoasă, trebuie să fii foarte legat de cuvântul lui Dumnezeu. Să-l cunoști, să-l studiezi și să meditezi la el. Aceasta este responsabilitatea sau calificarea pedagogică a presbiterului. Are o responsabilitate aceea de a fi credincios cuvântului lui Dumnezeu și are responsabilitatea particulară de a comunica cuvântul lui Dumnezeu la aceste două categorii. La potrivnici și la copiii lui Dumnezeu, la sfinții lui Dumnezeu din adunare. Pentru că peste tot găsim în Sfânta Scriptură aceste profeții care s-au făcut că în adunări se vor strecăra lup răpitor. Sunt mulți oameni care spun în felul următor. Și mi s-a tras atenția recent, pentru că și eu pic câteodată așa într-un fel de melancolie din asta și deznădejde. Dom'le, în ce stare au avuns biserica astăzi, uite câte învățături stricate sunt. Stați liniștiți. Lucrurile acestea au fost de pe vremea apostolilor. Mă credeți sau nu? Ioan spune că au ieșit deja mulți anticriști. Mulți anticriști. Citiți Ioan. Pavel spune în Fapte, capitolul 20, când cheamă prezbiterii din Efes, zice, aveți grijă. Zice, am avut lupte din exterior și din interior, din adunare. Vor veni mulți lupi răpitori care vor căuta să prindă ba pe unul, ba pe alta. Vorbesc de învățături stricate care se vor strecura în adunare. Pentru că diavolul are tot interesul să izbească adunarea, nu numai din exterior, prin lumea aceasta, oamenii lumea aceștia, ci și din interior. Și felul în care încearcă diavolul să distrugă adunarea din interior este prin oamenii aceștia stricați care se strecoară înăuntru. Și biserica trebuie să fie vigilentă. Și cârmuitorii și prezbiterii adunării trebuie să fie vigilenți la lucrul acesta. Acum, eu sunt ferm convins că Dumnezeu a rânduit pentru fiecare adunare să fie bătrâni în adunare. Ca asta spune Biblia. Repet, că într-o adunare sunt bătrâni care, unul care are o înclinație pastorală, mai mult vizitează pe frați, îi încurajează pe frați, se duce, Domnul să-l binecuvânteze și-și facă treaba. Că unul e mai dăruit de Dumnezeu la cârmuirea lucrării lui Dumnezeu în adunare, Domnul să-l binecuvânteze supra. Că unul e mai predispus, are un dar proeminent de învățător, Domnul să-l binecuvânteze în treaba aia. Dar toți trebuie să aibă calificările biblice. Toți. Fără excepție, toți trebuie să aibă calificările biblice. Și vreau să închei lămurind o problemă. Unii mi-au spus, ce faci, domnule, când într-o adunare nu sunt oameni calificați după Biblie? Păi soluția adunărilor de secolului 20 și 21 a fost să facă comitet. Facem alt fel de conducere decât aia biblică. Greșit. Repet, dacă e adunarea lui taicătușa ta, fă conducerea cum vrei tu în adunare. Dacă e adunarea Domnului Iisus, nu poți să faci. Și întrebarea rămâne, ce faci dacă nu sunt oameni calificați? Nu știu ce părere aveți dumneavoastră. Eu aș vrea să vă sugerez un verset din Sfânta Scriptură. Domnul Iisus s-a uitat în poporul Israel la un moment dat și face o analiză generală a situației spirituale. S-a uitat la poporul Israel și a văzut ca pe o turmă risipită și fără păstor. Și a zis Domnul Iisus, asta este, facem un comitet. Bă, dacă nu sunt oameni în stare, facem un comitet care se ocupe de poporul Israel. Farisei ăștia, cărturari ăștia, numai după bani, numai cu politică, numai cu mizerii se ocupă. Nu știu, tare mi se pare că seamănă conducerea din poporul Israel de atunci cu asta de astăzi. Da? În unele adunări, nu în toate. Bun. Ce să facem? Ce zice Domnul Iisus Hristos? Vă aduceți aminte ce spune Domnul Iisus? Când vede risipit poporul Israel? Matei capitolul 9. Ce spune Domnul Iisus să facă ucenicilor?
Zice, rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Eu cred că dacă o adunare n-ar avea, lucru pe care trebuie să-l facă adunare este să se roage. Doamne, avem nevoie. Avem nevoie. Nu să schimbăm lucrurile, să le facem după cum vrem noi, ci să ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să facă lucrurile cum vrea El. Și să încercăm să fim noi oamenii aceia de care are nevoie Dumnezeu. Pentru că tot imediat după pasajul acela, Matei capitolul 9, Domnul spune lucruri. Voi rugați-vă ca Dumnezeu să scoată lucrătorii la secerișul lui. Matei capitolul 10, Domnul Iisus îi trimite pe ucenici la seceriș. Adică eu să mă rog și să îmi dau toată silința să fiu eu omul ăla de care are nevoie Dumnezeu. Să fiu femeia aia de care are nevoie Dumnezeu. Mama aceea de care are nevoie, scuzați-mi expresia, de care are nevoie, pe care vrea Dumnezeu să o folosească. Să fiu eu bărbatul ăla pe care Dumnezeu vrea să-l folosească. Să fiu eu bărbatul ăla care aș putea să fiu un învățător sau un prezbiter. Zice, dacă vrea cineva să fie prezbiter, dorește un lucru bun. Numai să ai calificările necesare pentru lucrul acesta și să faci lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvânteze și adunarea aceasta, lucru pe care mi-l doresc sincer din toată inima, pentru toate adunările din lumea asta, care sunt ale Domnului Iisus Hristos. Să-l binecuvânteze cu oameni calificați, cu oameni neprihăniți, cu oameni curați, care pot să hrănească adunările și să protejeze adunările și să slujească adunările. Nu să le stăpânească, să le slujească. Amin. Să ne ferească Dumnezeu de orice fel de extremă. De orice fel de extremă. Unii zic că mai bine nimica sau mai bine să ne luăm patriarh sau episcop. Sunt extreme. Echilibrul este să ne ținem după cuvântul lui Dumnezeu. Amin.